Carmen și Mihai Păun sunt căsătoriți de 15 ani și duc o viață aparent perfectă. Aș vrea să dispar, să nu mai am griji, probleme, frici. Pur și simplu să dispar ca un fum. Parcă în ultimii ani îmi lipsește ceva. După ce termin școala, mă aștepți pe mine și mergem împreună, da? Nici n-ai idee câte nenorociri se întâmplă. Unde te grăbești așa, iubirea mea? Ce cauți tu aici? Când Carmen dispare de acasă, Mihai se transformă într-un veritabil detectiv. Carmen nu mai are ore la noi la școală. Credeam că știi. Ce? Adevărul e că m-am întâlnit de vreo două ori cu ea pe hol și mirosea băutură. Și începe să înțeleagă că soția lui îi ascundea multe. Ce trebuie tu cu Carmen, băi? Ești tare de urechi? Unde e mami? Când vine acasă? Parcă e un coșmar sau un film la care mă uit și nu pot schimba nimic. Nu a plecat în nicio excursie, nu? A plecat de tot. Nici nu știu ce să-i spun. Te-am jurat. Mami o să vină acasă pentru că ne iubește. Mai vedem ce o să se întâmple. Însă complicațiile nu se opresc aici. Ai intrat în horă? Trebuie să joci mai departe, înțelegi? Hai cu mine! Hai, nu te îngrijora că te întorci repede, eu știu unde e. Oare ce se va întâmpla cu cel mic? Și unde este Carmen? Băi, așa ne-a fost înțelegerea. Caută-mă când ai banii. Băi, am zis că vreau să-l duc pe David. Carmen Păun are 37 de ani și lucrează ca profesoară la o școală din București.